Nu o să mai fie mușteriagul. Haideți, bună ziua! Atât eu, cât și colegii mei suntem îngrijorați de dezastru cu care este condusă această pandemie. Am ajuns astăzi să avem 25% rata de infectare. Aș vrea, prin intermediul dumneavoastră, să-l anunț și pe domnul Iohannis și pe domnul Orban, României și primul ministru, să-i anunț că nu Partidul Social Democrat va amâna alegerile. Am această discuție cu colegii mei, ci guvernul său este posibil să creeze această breșă de a fi amânate alegerile din cauza gestiunii. De exemplu, Germania sau Franța sau Polonia, prin care timp de 2 ani interziceam vânzările de acțiuni la companiile proprietate a statului român. Este normal când este o pandemie, când acțiunile nu valorează așa de mult, să se interzică acest lucru. Guvernul Orban a emis o ordonanță de guvern mascată sub scandalul furturilor de la alegeri în București și au redeschis posibilitatea de vânzări de active la niște prețuri ridicole și aici vreau să vă enumer Hidroelectrica, Cecul sau Exim Bank. De aceea, începând de săptămâna aceasta, Partidul Social Democrat va începe să-și expună programul de guvernare pentru alegerile parlamentare. De asemenea, am avut o ședință lungă cu colegii mei. A fost o primă analiză după alegerile locale. Am luat fiecare județ în parte. Am decis anumite schimbări în structura partidului. Începând de astăzi, președintele interim al organizației de femei este doamna Doina Fedorovici, prima femeie președinte de Consiliu Județean din interiorul Partidului Social Democrat și a doua femeie după o fostă doamnă din partea UDMR-ului. La organizația Giurgiu, domnul Bădălău s-a retras și a fost preluată interimar ca și președinte, domnul Mina. La organizația Vrancea am preluat eu, interimar, conducerea organizației Vrancea. La Liga Aleșilor Locali, cetățean din interiorul Partidului Social Democrat și a doua femeie după o fostă doamnă din partea UDMR-ului. La organizația Giurgiu, domnul Bădălău s-a retras și a fost preluată interimar ca și președinte, domnul Mina. La organizația Vrancea am preluat eu, interimar, conducerea organizației Vrancea. La Liga Aleșilor Locali, domnul Decebal Făgădău, deoarece nu a câștigat alegerile la Constanța, a fost înlocuit de către domnul Cristian Gerea. Domnul Cristian Gentea, scuze, noul președinte al Piteștii. Dacă aveți întrebări. Și la Călăraș, domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Vasile Iliuț. Domnule președinte, v-aș întreba de ce ați ales să faceți schimbări doar la aceste filiale, în condițiile în care au fost și altele, unde rezultatele nu au fost cele așteptate. În următoarele 3 zile voi avea întâlniri împreună cu secretarul general și cu cine mai dorește din conducerea partidului, cu fiecare organizație.
marți, miercuri și joi, începând cu ora 10 până la ora 21 cu toți președinții de organizații și o să facem analize pe voturi comparative și este posibil să mai vină și alte schimbări în cadrul următorului Consiliu Politic Național. Deci ar putea apărea și alte schimbări din fruntea unor organizații în perioada este următoare. Posibil în urma anului și discuțiilor colegii mei să avem și această posibilitate. Domnul Marian Oprișan a ales să facă un pas în spate sau a fost convins să facă un pas în spate? A fost un vot în cadrul Consiliului Politic Național. Și mi-am asumat eu, pentru o perioadă scurtă, președinția interimară a organizației Vrancea. Veți face alegeri în aceste filiale înainte de alegerile parlamentare? Voi stabili împreună cu membrii din organizațiile respective, așa mi se pare corect. Schimbarea din vârful organizației de femei e practic datorită funcției obținute de doamna Fedorovici? Doamna Fedorovici a făcut performanță la Botoșani. Au câștigat și Consiliul Județean și Primăria Municipiului Reședință de Județ și cred că este un exemplu în acest moment în Partidul Social Democrat, plus, repet, este prima femeie președinte de Consiliul Județean din România. Doamna Viorica Dăncilă se va regăsi pe listele de la alegerile parlamentare? Cred că acest lucru este de competența organizației de la Teleorman. Ați stabilit astăzi un set de criterii pentru alegerile parlamentare? Avem mai multe criterii, a venit domnul profesor Dâncu cu ele, au fost doar enumerate și am luat cu toții act de ele, cu aptitudini de comunicare, intelectuale, relaționare, apariții în presă, integritate, leadership, toate aceste lucruri se vor discuta și în următorul CPN, când vom avea propunerile concrete de la organizație. Va exista și un criteriu clar împotriva traseismului pentru a intra? Da, a fost o discuție și în această privință, să nu avem traseiști pe listele noastre, fiindcă trebuie să învățăm din greșeli și am văzut ceea ce s-a întâmplat. Vor avea prioritate cei care sunt acum parlamentari? Deciziile acestea le vor lua președinții de organizații în funcție de persoane. Totuși vorbim de persoane, nu de... Am stabilit niște principii. Este pentru prima oară când se stabilesc aceste principii înainte de a se face listele. Partidul Social Democrat susține acel proiect de lege care prevede amânarea alegerilor pentru martie. Vorbim despre alegerile parlamentare? Vă repet, este în funcție de gestionarea pandemiei. În acest moment avem o rată de infectare de 25%. Nu Partidul Social Democrat amână alegerile. Partidul Social Democrat, după cum vedeți, ne pregătim de alegerile pe data de 6 decembrie. Dacă guvernul său vor gestiona la fel de catastrofal pandemia, este posibil să avem o amânare alegerilor. Eu vă întreb cum vor vota parlamentarii social-democrați acel proiect de lege din momentan nu este supus la vot. Vom vedea în funcție de cum evoluează pandemia. Nu cred că numai Partidul Social-Democrat, el este minoritar. Vorbim de un proiect care ar trebui votat în procedură de urgență. Ar trebui un proiect votat de mai multe forțe politice ca el să treacă prin Parlament. Veți face parte din lista de parlamentari pentru următoarea legislatură? O să-mi permit acest lucru, să candidez la Buzău în continuare la lista de parlamentari. Și veți deschide lista? Ca și acum 4 ani. O să-mi permit, dacă nu, colegii mei o să hotărească să nu fiu pe locul 1, nu o să fiu. Asta este. Dacă, oricum e prea devreme, dar aș vrea să știu dacă vă asumați un anumit scor pentru alegerile parlamentare, mai cel puțin egal cu cel de la locale, scor politic. Haideți să facem o analiză și data trecută o să avem discuții cu fiecare organizație care își asumă un anumit scor. Și atunci eu, în funcție de cum și-au asumat organizațiile scorul politic, o să vin și eu și să-mi... Ați văzut că n-am o problemă cu asumat. Da, absolut toate lucrurile pe care mi le-am asumat, le-am făcut. E un pic prematur. Cu adevărat nu merg să pierd. Vă zic cu certitudine că vom pleca și ne vom organiza să fim primul partid din România, în continuare, ca și la local.
Mulți dintre cei care s-au retras azi sau împotriva cărora s-a votat să-și păstreze funcția în continuare sunt parlamentari cu notorietate în partid. Ne putem aștepta la o listă care să conțină mai multe nume? Dacă ați vrea să vă sunt precizați, că n-am înțeles care sunt parlamentarii cu notorietate în partid retrași astăzi. Domnul Oprișan nu este parlamentar. Vorbim doamna, de domnul Zeta, urmează Teodorovici. Să discutați mâine. Urmează să vorbim. Nicolae Bădălandă. Dânsul este ales la vicepreședinte la Curtea de Conturi. Vom vedea. Mâine am o întâlnire cu domnul Bădălandă. Dacă, și urmează și în zilele următoare să discutați cu ceilalți președinți. Deciziile le iau în interiorul partidului, nu la televizor. Mulțumesc mult. Dacă despre rezultatul alegerilor mai aveți vreun comentariu de făcut, având în vedere că Biroul Electoral Central s-a pronunțat astăzi, nu rămân... Cred că cel puțin la sectorul 1, domnul Daniel Tudorache trebuie să meargă mai departe în instanță, să-și apere drepturile. Ceea ce s-a întâmplat acolo este nepermis pentru o capitală europeană. Cei care au pierdut pe București, nu-mi cere să iau decizii la televizor, deciziile le iau în interiorul partidului. În codul de conduită se precizează că cei care au dosare penale nu se vor regăsi pe lista pentru parlamentari. Da, am anunțat acest lucru de câteva zile. De la ce nivel? Orice membru care are un dosar penal nu se va regăsi pe listă, cel trimis în judecată? Sau... Vreau să vă reamintesc că în România sunt 4 milioane de dosare penale. Nici eu nu știu câte am eu sau nu știu câte aveți dumneavoastră. Haideți să... O să venim cu precizări, nu o să fie candidați cu probleme penale pe listele Partidului Social Democrat. De aceea vă rugăm să faceți precizarea. Din momentul trimiterii în judecată, un astfel de sunt membru mai multe, poate... Sunt mai multe propuneri. Totuși există prezumția de nevinovăție. Dar va fi o decizie politică. Dacă și cei care sunt deja trimiși în judecată, cei care au o hotărâre a instanței, îi face ce este mai bine pentru Partidul Social Democrat și pentru societatea românească. Cum va vota PSD în Parlament când vine la discuție proiectul de lege privind amânarea alegerilor? Vom vedea în acel moment și cum evoluează pandemia. Am răspuns de vreo 3 ori. Este posibil nu să PSD-ul și... va amâna aceste alegeri. Deci dacă mă avea vreo 4.000 de infectări pe zi, cred că este legitim un vot în Parlament de a se amâna alegeri. Dumneavoastră nu considerați la fel? Totuși, în momentul ăsta e o rată de 25%. Și văd că nimeni nu întreabă și nimeni nu dă justificări. Doamna Firea, va deschide lista pentru senatori? Da. Locul 1 la Senat pe București. Doamna Gabriela Firea. De ce ați decis să luați decizii astăzi în privința doar anumitor președinți de organizații județene? Cu ei de ce nu ați vrut să aveți aceste întâlniri separate? În primul rând, domnul Bădălău a solicitat dânsul acest lucru. Să fie clar, și cu anumiți președinți de organizații, în timpul deciziilor, premergător de a lua deciziile în interiorul organizațiilor, am avut anumite discuții. Și am avut și eu anumite recomandări. Unii din președinți au ținut cont, alții nu. Dacă am luat această decizie, înseamnă că am avut anumite discuții înainte cu anumiți președinți și am făcut anumite recomandări de care n-au ținut cont. Și atunci, când îți asumi și bunele și relele, trebuie să-ți asumi și deciziile pe care le-ai luat personal. Dacă astăzi Partidul Social Democrat n-ar fi avut un scor de 31% vot politic, 20 de președinți de consilii județene, cei mai mulți din România, peste 1400 de primari aleși, cei mai mulți primari din România, da, și a rămas cel mai mare partid, astăzi toată discuția din Consiliul Politic Național ar fi fost cine îl înlocuiește pe Ciolacu. Dacă eu mi-am asumat acest risc, care este normal, așa funcționează democrația, cred că trebuie să-și asume și anumiți președinți deciziile pe care le-au luat. Dar care au fost criteriile care au stat la baza unor astfel de decizii? Pentru că... Cred că am fost suficient de spre clar. Exemplu, la am avut discuții cu anumiți lideri să nu candideze la aceste alegeri, pentru că cifrele ne I-aș indicau... I-aș cerut Marian Oprișan să nu candideze la aceste alegeri? Nu vreau să mă refer la persoane. Sunt colegii mei. Am avut discuții și am avut părerile mele. Și au asumat alte păreri care nu au dus la câștig. Totuși,
eu aș fi decontat absolut totul. M-ați întrebat, cred că dumneavoastră, de multe ori, cine va deconta aceste alegeri? Și v-am spus, eu. În opinia dumneavoastră, pe Viorica Dăncilă astăzi a schimbat-o din fruntea Organizației de Femei. Ar trebui să se regăsească pe lista pentru alegerile parlamentare? Ținând cont că a fost prim-ministru al României, cred că da. Dar este decizia organizației de la Teleorum. Au apărut informații că domnul Oprișan își dorește acum un loc pentru Senat. Îl susțineți? Ce spuneți? Domnul Oprișan își dorește, au apărut informații că își dorește să candideze pentru Senat. Vom avea discuția cu listele, sunt cadrul organizației. O să merg de curând să am o discuție cu colegii mei de la Vrancea. Partidul Social Democrat va candida singur la aceste alegeri parlamentare? A trecut legea, doar dacă vom avea eventuale fuziuni. Și există vreo discuție în acest sens, eventual cu domnul Întotdeauna Tăricianu? În politică există discuții. Nu vă ascund. Discuții cu toți liderii politici. Cea mai hotărât, în schimb, era un protocol din noiembrie anul trecut, semnat de către fosta doamnă președinte Viorica Dăncilă, cu domnul general Oprea, astăzi de a ceda Partidul Social Democrat 3 senatori și 5 deputați în listele Partidului Social Democrat și Departamentul de Apărare și Siguranță Națională și cu adevărat cu unanimitate de voturi colegii mei au decis să nu reconfirmăm acest protocol de colaborare. Ar putea exista o fuziune eventual cu partidul domnului Tăricianu sau cu PPUSL, cu care știm că nu, sunteți împreună în Parlament. Avem discuții cu toată lumea. Deci nu este... În ceea ce privește fuziuni, nu mai avem alianțe. Ați avut o astfel de discuție cu domnul Tăricianu pentru o fuziune? Am avut multe discuții cu domnul Tăricianu. Ci respect în continuare pentru demnitatea dânsului. Inclusiv este în acest om, sens. Este un om politic chiar demn și tot respectul. Deci inclusiv o discuție în acest sens, în sensul unei fuziuni. Am avut aceste discuții. Mulțumesc mult!